Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Dragi părinți, vă salutăm la o nouă întâlnire cu Tați în aer. De data aceasta, nu doar Tați în studioul Europa FM, ci și... Și mame, stăteam să mă gândesc era care este cea sigur. mai bună abordare De asta am făcut așa o pauză, am stat un pic în suspensie Să fiu sigur că spun cel mai potrivit lucruri în legătură cu a noastră invitată de astăzi Invitata noastră este... Este o persoană pe care o știți, o persoană pe care o cunoașteți de mulți ani, o persoană care cred că a descoperit ușor, ușor o pasiune adevărată pentru rolul acesta minunat pe care noi îl îndrăgim și anume cel de a fi părinte. Doar că spre deosebire de mine sau de Daniel, noi ne-am cam speriat, eu nu m-am speriat la primul copil, Daniel s-a oprit la al doilea, i a avut mai mult curaj, așa că astăzi... O să Plus că nu suntem mame. Plus că nu suntem oameni, nu e așa? Dar știi că noi vorbim la plural, că asta e ideea noastră. Noi suntem da, părinți. Da, 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 aceștia da, de da. vorbesc la plural, da? Ei bine, astăzi ne luăm și curaj ne luăm și inspirație și nu numai de la Laura Cosoi, invitata noastră, Laura Salutare și Bună! Uh, mulțumesc pentru invitație! Noi îți mulțumim foarte mult! Are rost să te prezentăm, știm foarte bine. Ești prezentatoare, ești actriță. Ai acum un proiect, apropo, îmi spuneai că o să filmezi ceva în curând, un film nou. Da, ne spui un, despre nu, ce vorba uh, Nu, Încă vă spun nu. doar că Riture la Vama Veche va fi din 18 octombrie în toate cinematografele din țară. E o comedie romantică în regia lui Petru Năstase. Este absolut savuros. E vorba despre relații în general. pornind de la iubire, evident, și trenuri pierdute în viață pe care încercăm să le recuperăm. De aștept să ne vedem și în sălile de cinema. Cât de frumos! Nu pot să spun decât că pe 11 este ziua mea. Acum tu decizi dacă e de bine sau nu că și lansarea e în același moment. Ce? E pe 18 da. lansarea. Exact, și tu de pe 11? Asta și spun, da. A, perfect. Și deci, cu alte cuvinte, el te întreba dacă e de un cadou de ziua. lui Nu, 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 că și o să fiu. Plumez, am alte treburi plumez, atunci, dar apreciez. Mă. Dar nici nu știu dacă. Știu că te serveți prin alte țări. Sau nu? Atunci. Nu atunci. Da, am, am înțeles. dar dăm timp în casă în acest moment, da, da. dragi prieteni. Așa de. Uh, confortabil suntem cu ascultătorii. E așa, exact. Dragi părinți, dragi prieteni, Laura, precum bine știm și am spus, are patru fete minunate. Rita, Vera, Lara și Aida, da? și felicitări pentru asta, vreau să-l salutăm că trebuie să-l salutăm și pe tatăl în aer, da? nu avem cum altfel, da? Cosmin, te salutăm și pe da, tine Da, Cosmin trebuia să fie aici pentru că el e mare parte din e o parte minoritară în familie, dar majoritară așa în general, ca prezență pentru că se simte foarte mult prezența lui, e implicat 100% în viața de familie pe lângă evident afacerile pe care le are dar e un tată super, super implicat adică e în aer cu picioarele pe pământ eu mă gândesc în felul următor Eu am o fată și mi se pare că e greu Să fii tată de fată El e tată de fete Adică e de patru ori mai greu pentru el Comparativ cu ceea ce mi se întâmplă mie Mi-a spus cineva la un moment dat Măi, ăsta bărbat puternic C -c Că bine zis Perfect, acum. Da, da. Da. Ca să stai cu cinci fete în casă Avem și un cățel, cățelușă respectiv Nu e de ușor De ce te întrebam? Dacă are un animal? Mă întreba Am avut doi noastră. și am rămas cu unul acum, din păcate. Nu am avut de ales. Deci, a fi tată de fată, cum spuneam, este greu. A fi tată de fete e și mai. El cum se descurcă în povestea asta? El crește ca pe niște băieți. Adică, e foarte simplu. E... Noi avem un parenting destul de abrupt, aș, aș putea spune, față de ce în ziua de astăzi. Evident că ne gândim mult la la sentimentele copiilor la adică să fim alături de ei atunci când au nevoie, comunicăm foarte mult, suntem acolo în orice situație, însă noi suntem niște părinți care avem multe reguli le lăsăm ai libertate. înainte de 89 mult? Da, da, ai, da, ok, înțeleg, ești cam de asta, mic. da, probabil. Pricepe, da probabil. Și el la fel. Noi am făcut amândoi sport de performanță, n-am avut viața cea mai moale, ca să spun așa. Bine, eu am fost un pic mai răsfățată fiind fată, normal, însă el a fost așa, cu armata, cum se făcea odată. Și mi se pare că aplică destul de mult, dar spune că nu le pregătim, de fapt, că eu îi spun câteodată, hai să fim un pic mai blâns cu ele, că sunt fetițe și oricum au viața grea și oricum o să le fie greu și o să sufere și hai să fim noi mai, știi, să le oblojim un pic mai mult, să le răsfățăm, să le mângâiem mai tare sau știi? Și el zice, păi nu, că le pregătim pentru viață, nu le pregătim pentru noi sau pentru ele. De fapt, ele trebuie să fie în viață pregătite 100% pentru jungla asta până la urmă. Oare perspectiva aceasta vine pentru că aveți mai mulți copii? cu siguranță are legătură și cu asta, pentru că dacă nu ești foarte bine organizat, poți să pierzi din vedere lucruri importante, trebuie să ai un program, trebuie să sistematizezi niște lucruri, dar să știi că nu este atât de greu precum pare, adică nouă ni se pare mult mai mult frumos decât greu și onest să-ți spun că la... sunt mulți copii, dacă câteodată ți se par puțini. Spus. Știți, tot timpul fac această. Că tu, tu efectiv nu înțelegi și cu noi, nu? Dar am blocat. nu, 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 nu. Mă gândeam, mă gândeam uh, tu ai luat decizia de a fi mamă nu odată, da. nu de două ori, ci de trei, patru ori. Da. Deci, mie mi se pare că pentru o femeie este nevoie de foarte mult curaj să faci astfel de pași. Greșesc? Pentru o femeie demenționat, cu o carieră profesională care nu a intrat pe pauză, pentru că asta e foarte important. Laura putea să spună așa, ok, în următorii 4, 5, 6 ani stau, mă ocup de copii și de țit, dar nu, Laura nu a pus nici nu a pus niciodată butonul de pauză. Corect. Asta mi se pare foarte um... interesant. Să știi că eu n-am fost niciodată un om care să se, se pună pe primul plan, asta în primul rând, ca femeie. Nu mi-a fost niciodată teamă că mă deformez, că mi este rău, că am sânii cât că mă dor, nu știu, mă dor picioarele sau umflat, că mă. Disproporționez de câteva ori în viața asta destul de tare. Mie sarcina mi s-a părut fantastică, indiferent că a fost, să spunem, ultima, chiar un pic mai dificilă, chiar dacă am luat mai multe kilograme și mie mi s-a părut că e forma mea perfectă, asta în care eram însărcinată și aveam burtică. Ceea Aia mă simțeam femeie, cea mai femeie dintre toate femeile. Și apoi, evident că niciodată nu, am, nu mi s-a părut că acești copii mi-au ceva. Uh, pentru că, în general, e, ei, uh, evident, sunt acaparator și manipulator uh. și de foarte puțin ori te mai gândești la ce dorești tu, ci la ce își doresc uh, ei și trebuie să intervii. De multe ori au niște nevoi primare, nu neapărat că vor un moft. Uh, dar uh, cred că asta a fost, că nu am fost o femeie care să se plângă și de asta cred că mi-am și revenit destul de repede, de asta am putut să fac atât de multe lucruri, le-am luat toate așa cum au venit, fără să fac, nu știu, să mă gândesc prea mult. o iar urmează vai de mine, vai ce mi se întâmplă, a ce viață nasoală, vai tot uh -huh. de, de, ce greu. Eu nu am genul ăsta de abordare. Vreau doar să doar, doar ce să adaug ceva. Propun să spun așa în concluzia acestei părți și anume contează de fiecare dată dragi părinți, precum bine știm, poziția pe care o vom aborda. În ce un stăm? Când vorbesc cu prietenii mei și le povestesc care nu au copii, și le povestesc cât de fericiți sunt, Toi să uit așa la mine și îmi amintesc să încep de fiecare dată prin a spune este extrem de important să îți dorești. Pentru că dacă îți dorești copil și o familie, într-adevăr vei putea să te poziționezi din acel unghi în care vei privi cu drag toate părțile grele, toate provocările, toate zonele de dificultate și așa mai departe. Altfel, dacă nu ești în acest unghi, e bine, greutatea cu adevărat te va dobor. Și atunci nu este neapărat uh, ușor. De aceea, Acum e cazul tău, voi priviți din acel lung și pentru ei patru copii înseamnă normalitate, și that's the way it should be. Um, Foarte frumos. A fost primul copil, Rita, apoi, uh, marea schimbare mie mi s-a părut de la 1 la doi. Adică aia chiar mi s-a părut o schimbare, mai ales că șerita era destul de mică. Diferența între copii este de 2 ani, dar de la 2 în sus este foarte ușor. <laughs> Dacă ușor. treci pragul, de la 1 la 2 mi s-a părut schimbarea mai mare. Evident că primul copil e așa, știi că na vine și nu prea știi oricum ce, la ce te aștepți. Cred că foarte mulți cred că sunt pregătiți și spun că își doresc și, de fapt, când se trezesc acolo și au dat seama că viața lor nu mai e a lor. Și atunci nu sunt de fapt dispuși să renunțe la uite, ieșiri, la berea de după job, pentru că și bărbatul trebuie să fie foarte implicat și trebuie să fie acolo cu soția, că dacă faci patru copii și el pleacă de acasă, mi se pare foarte greu. Deci am baza asta, copiii mei au doi tați și două mame. Asta mi se pare foarte frumos. E perioada aia în care orice femeie sau cele mai multe dintre ele au pofte. Tu, ai avut, tu ai avut pofte? Nu, n-am avut gând pofte. Mă gândeam, ok, uh, poate că miezul iernii la un moment dat ai cerul lui Cosmin nu, că vrei dar nu știu tu ce crezi fel de că, fructul dragonului, Dar tu știi? crezi că mai ai uh, timp să ai pofte și nu există. Știu astfel nu. de cazuri, dar eu mă gândeam că dacă ai avut una, după nu, aia eu ei, par... sunt, <laughs> <laughs> uh, Nu, eu cred că sunt... Nu, eu cred că... Cred că sunt niște uh, mufturi, uh, să spun așa, în ghilimele, pe care, uh, de care profită femeile, sau, în fine, femeile se simt privilegiate în sarcină uh, și vor să se odihnească mai mult. Să... Adică, eu și eu m-am uitat mai mult la seriale. Evident, pe ultimul trimestru de sarcină și nu m-am simțit așa de vinovată că trebuia să meargă Cosmin să ia copiii pe 30 de grade, 40 de grade, de la școală, grădini și așa mai departe. Evident că profitam și eu de momentele astea, că iată, na, sunt însărcinată. Dar de asta cred că e mai mult o chestie de cât de mult, de un test, cât de mult își dorește soțul să ajute. Care e intervalul de vârstă? Care e cel mai mic și cel mai mare? Uh, două luni și șase ani. Ok, doi și șase. Ca să știu ce să te întreb mai departe. Nu de asta. -da. <laughs> <laughs> Laura, sunt, sunt curios să ne spui în felul următor. Oamenii te privesc din afară, te cunosc așa de mult timp și precum văd în cazul altor vedete, ei știu foarte bine. Și o să spună, păi e simplu să crești patru copii, pentru că fiecare copil are propria lui bonă, nu e așa? Nu e așa. La noi, noi nu avem bonă pentru copii. Nu am avut niciodată bonă. În general, și în unanimitate ne-am crescut copiii, nu ne-au perturbat, ca să spun așa, din exterior, mai nimic nu ne-a perturbat dar recunosc că pentru ne a fost foarte ușor, am avut așa, fie m-a ajutat mama din când în când când trăia, ne-au ajutat socrii din când în când care veneau de la Târgu Mureș, cum de exemplu în perioada asta când am lansarea filmului și sunt plecată, socrii sunt aici, vin de la Târgu Mureș să ne ajute în perioade limitate, de o săptămână, 10 zile, două săptămâni, cât este nevoie. Apoi, avem o femeie care ne ajută cu curățenia în casă, dar cel mai important lucru, copiii sunt în colectivitate de la un an toți, mai puțin Aida dar eu de, de când a avut Rita un an și două luni a intrat la creșa um, program scurt inițial, dar a devenit lung foarte repede pentru că copilul s-a obișnuit și nu mai vrea să plece adică a fost super în confort cu colectivitatea Tu vorbești de normalitate pentru urechile mele da, dar știi știu. că pentru foarte multă lume nu e așa. Da, știu și și mie mi se spune, păi bine mă faci asta de copii că îi bagi acolo la creșă să n-aibă ancură emoțională, să treaba știi, adică te judecă Așa am crescut și eu, nu cred că am ajuns atât de rău încât să... Iar copiii sunt fericiți. Mie nu mi se pare nimic în regulă să fie iubiți. Femeile acelea efectiv iubesc copiii, îi țin în brațe, nu mi se pare că îi privez eu. Altfel se întorc acasă, le este dor, mi se pare că emoțional ei se dezvoltă mult mai ușor dacă au și pauză de părinți din când în când. Mi se pare că imunitatea le crește, copiii n-au fost bolnavi aproape niciodată. Multă lume mă întreabă dacă sunt sau nu bolnavi și ce se întâmplă cu ei, a ei, sunt foarte rar bolnavi. Și oricum, orice forme de răceli pentru virus au făcut, au făcut episodic. Mă refer aici că așa, o chestie minusculă, de, aproape de nebăgat în seamă, știi? Deci au căpătat imunitate pentru că au intrat în colectivitate repede. Pot să-ți spun așa, pentru că multă lume mă întreabă azi, uite, astăzi eu sunt singură cu copiii, da? Cosmina are treaba, are conferință, nu poate să stea cu ei și îți spun cum decurge ziua. Mă trezesc dimineață împreună cu el, pregătim copiii amândoi, eu de cu seară pregătesc hainele copiilor, plus pachetul pentru școală și uh, grădiniță, la ora 8 Cosmin să urcă pe bicicletă, i -i duce copiii respectiv la școală, grupa 0, grădiniță, grupa mijlocie și creșă pe Lara. Deci îi lasă pe rând cu bicicleta, că merge cu bicicleta cu, cu ele. Așa, are bicicletă trăsurică din aia și în față stă Lara. Deci e și un spectacol. <gătări> Fetele se amuză, îți dai seama. Așa, stau două în spate în, în zona exact. Cușulețe, așa, și, și în față una în față, răguți. Lara. Răguți. Bun, deci face traseul acesta, e un moment frumos. Dacă, de exemplu, Cosmin nu poate să meargă, că nu este în țară, nu este în localitate, mă duc eu, iar la mine este pachetul cu mașina în care facem discotecă. O urc și pe Aida în mașină, pe care o trezesc, chiar dacă așa o pun în scoică și aia este. Un copil de două luni mai imediat la loc, adică nu e că îl trezești și îl chinui copilul să duci pe ceilalți. Bun, deci până la urmă ne împărțim, așa ducem copiii. Da? Mănâncă dimineața, îi ducem, îi pachetă mi lăsăm. În general, dacă este Cosmin și duce, eu rămân cu Aida acasă, îmi termin mailurile, nu știu ce, la ora 10 trebuie să fiu la filmare, da? Aida merge cu mine de cele mai multe ori, pentru că alăptezi exclusiv, iată se poate și această variantă în care, a, păi sigur, atunci ai dai lapte praf sau că trebuie să faci ceva ce... <laughs> nu, a nu mai exclusiv... mai spune tot mai, să ne să mai și întrebăm, știi? <laughs> păi nu, spun așa cum decurge Păi nu, nu, ai dreptate, asta voi să te întreb cu alăptarea, dar păi, răspuns a, deja. Da, <laughs> exact, de deci așa? Deci a exclusiv motiv pentru care ai da, stă, evident, stă cu cineva acolo dacă e nevoie, Apoi vin acasă, pregătesc prânzul sau mă duc mai văd ce mai am de rezolvat. În principal, la ora 5 mă duc să iau copiii. În general, merg eu sau Cosmin, depinde cum suntem, dar eu merg să iau de cele mai multe ori. Și iarăși fac traseul, iau copiii și ajungem acasă. La ora 5 jumate suntem acasă și de la 5 jumătate la ora 8 jumătate, stau cu ei. Noi avem un soi de parc în curta, în case noastre. Într-adevăr, este mai greu să ies cu patru copii în parc, eu singură, pentru că na, trebuie să fiu atent la toți odată, dar cam așa ne descurcăm. Și apoi de la ora 5 stăm cu ei și ne facem planul de familie. Gătim, ne jucăm, se joacă ele, facem chestii. În fine, iar seara, evident, în momentul ăsta de la 9, când dorm toți copiii, până la 10 și jumătate, când sunt și eu și Cosmin, mai stăm, mai povestim dacă apucăm ceva. În general, Cosmin la doarme și atunci a adorme și el. Că e obosit, îți dai Urmă. seama. Iar mi-a furat o întrebare. Vă să zic dacă doarme o dată cu fetele sau... A doarme o dată cu fetele, aproape de fiecare dată, mă trezesc eu să vin în patrul matrimonial. În toată, în <laughs> toată povestea asta, îmi dau seama că aici era următoarea întrebare. Din fericire, n-ai răspuns la asta, singură. Eu mă lupt foarte tare cu drumurile de după școală uh -huh. sau de după ce și-au terminat temele, uh -huh. pentru că încep activitățile legate de, nu știu, limbă străină, sporturi și așa mai departe. Tu încă nu ești acolo. Eu nu sunt acolo, îți spun și de ce, pentru că copiii mei sunt, copiii mei sunt la germană, ei fac limbă străină prin limba germană la școală și respectiv grădiniță și au acolo, pentru că după grădință, fiind grădință de stat și școală de stat, merg la after. Noi nu ne ocupăm de asta pentru că am optat pentru un after în limba germană care ia, preia copiii, le preia pe amândouă, le duce acolo, au masa de prânz, au tot ce trebuie, inclusiv extra opțiuni, cum ar fi dansul, Uh, ce mai au pian, poate să facă actorie, dezvoltare personală, multe altele. Mă gândești la momentul la care apare în not tenis. Uh, not sambal, și da, fotbal, da, 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 sunt uh, știi orice în altceva. Mo în momentul ăsta, teoretic, el ar trebui să facă în not, dar nu am apucat să includem în program asta pentru că avem amândoi un program haosat complet în luna octombrie. Dar uh, dacă s-ar întâmpla asta, avem uh, o variantă în care probabil vom începe să apelăm la ceva ajutoare. Ne gândim să, să fie cineva constant cu noi, pentru că devine ușor complicat și nu vreau să privesc copiii de lucruri pe care ar putea să le facă doar pentru că sunt mulți. Vă rog ca fiecare în parte să poată să aibă viața independentă și rita să facă ce trebuie la șase ani, nu să depinde neapărat de un copil de doi ani sau două luni. Mergem un pic la limba germană, acum mai avem sub 3 minute din această intervenție. Noi doi am povestit la un moment dat despre beneficiile limbii germane la începutul copilăriei. Dragi părinți, nu înseamnă neapărat că acesta este adevărul suprem, vreau doar să subliniez, dar uite, aș să te întreb tine de ce ați ales să duceți fetele la limba germană. Pentru că mi se pare că au un sistem foarte clar nemții de odată de gândit, doi de învățat și că are o rigoare limba germană pe care nu n am regăsit-o la alte limbi străine. Mergem pe liberă expresie, evident, și exprimare, dar e clar că limba germană aduce, are niște beneficii în plus. De cum efectiv se interconectează în creier niște sinapse, spun eu. Iar Cosmin vorbește germană, dacă nu mă vorbește, înșel. Vorbește, el vorbește germană, dar eu nu. O, o să vină, exact, o să vină mămicile care o să spună pe cum adică, Dum, duc copilul la o limbă pe care eu nu o vorbesc și atunci cum comunicăm. Ei, bine, comunicăm. Nu, el vine că română, dar mă refer, <laughs> în, la, apropo, cum, hai să zic, cum o ajut să, știi să că mai simt, bine germană. Să știi că simt uh, Mă simt așa un pic ciudat. Eu am făcut germană la școală și de multe ori mi-amintesc că prin auzind de la ele, mi-amintesc și eu, eu nevin vorbitoare, repet, dar cred că încet, încet am să încep și eu să vorbesc. Poate chiar am să iau niște cursuri. Eu nu trebuie să le ajut la școală, pentru că sper că se ajută singure. <laughs> <Cum> <laughs> sper să învețe la școală ce au de învățat, sau dacă nu, e Cosmin, evident, dar există și un after de limbă germană unde vor fi ajutate și susținute să-și facă lecțiile acolo în limba germană. Iar în casă fetele vorbesc biling, română, germană? Da, nu, nu, cu... nu. Sau ele... română? Nu, vorbim în română, complet română, însă există, de exemplu, mătușa mea e, trăiește în Germania și când vine vorbește în germană cu ele și așa. Deci vorbesc și în germană. Dacă se uită la desene animate, se uită în germană, filmele în germană, destul de mult germană. Cât de drăguț. Dragi părinți, dacă vom alege să spunem libe, adică iubire în germană sau love în engleză, indiferent în ce limbă vom rosti acest cuvânt, este sentimentul care ne unește în această misiune superbă de a fi părinți și motivul pentru care ne întâlnim aici pe frecvențele Europa FM la Tați în aer. Tot aici vă propun să rămâneți alături de noi pentru că ne vom reauzi în curând cu Laura Cosoi în partea a doua, iar dacă ne urmăriți pe YouTube, rămâneți tot aici pentru că ne revedem imediat. Tați în aer! Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Dragi, unii dintre noi avem mai mult curaj când vine vorba de emisiunea noastră de părinți, alții suntem un pic mai uh cum să zic, mai timis, cum este cazul meu, unde sunt tatăl a unui copil și mi se pare că aici sunt capacitățile mele maxime. Dar mai așteptăm, că am zis că nu este niciun fel de grabă, asta este foarte important. Laura, tu ai programul acesta încărcat pe care ni l-ai prezentat, vă reamintesc dacă abia acum ați ajuns alături de noi pe frecvențele noastre, Laura Costoi este invitata noastră la Tați în Aer. Printre toate activitățile, vreau să mergem și în zona culinară, Daniel. Laura, Costoi gătește? Cum, da. când mai gătești la ora Cosoi? Eu gătesc, să știi, foarte repede. Am, am skill de Wonder Woman <laughs> și gătesc foarte repede. Nu îmi trebuie mult. Evit carnea zilnic, absolut. Adică nu gătesc foarte mult cu carne. Însă pot să reușesc să fac o lasagna. Ascultă-mă bine. O lasagna cu ricota și spanac cu foi făcute în casă, deci cu foi făcută în casă în aproximativ 15 minute cu totul. Ne dai dacă... rețeta? Da. Te rog. Da, da. Să... De de acum? Da, acum. Ah, ok. Ce? Ok. Îți trebuie un praz, două 500 de grame de ricota, um, îți trebuie două, na, 500 de grame sau 600 de grame de spanac, uh, un pic de ulei de măsline, uh, sos de roșii, parmezan, mi se îndobră un brand, asta mă gândesc acum, parmezan, cașcaval ras și ou, făină pentru coca, de, pentru foile de lasagna. Foarte repede tai prazul, îl pui în, în, într-o tigaie împreună cu un pic de tot de ulei de măsline. Când s-a rumenit foarte puțin de tot, adaugi un pic de apă și apoi ricota plus panacul, lași acolo să se pătrundă bine de tot, după care în paralel faci sosul de roșii cu un pic de ulei de măsline și niște mirodeni, să spunem, de provan sau nu știu ce ai prin casă, oregano, nici nu prea contează, niște busuioc poate și evident foile care se fac cu un ou, un pic de făină, se frământă și apoi se întinde foaia, se taie în două, și pe o tavă ungi cu ulei de măsline sau cu un pic de unt tava respectivă, pui uh, sos de roșii, apoi pui o foaie de uh, aluat, pui compoziția cu ricota uh, de paragaz și cu spanac, apoi pui un pic de cașcaval ca să se mai unească, adaug și -a, de a doua foaie de uh, de lasagna. lasagna exact, la final pui tot sosul de roșii care ți-a mai rămas deasupra pui cașcavalul, parmezan oraz și vaja cuptor. E poftim. E poftim. Foarte repede. În primul rând să știi că sunt foarte multe mămici care ne ascultă și în momentul acesta sunt convins că și-au notat rețeta sau au fost inspirate. O găsesc inspirate. La, pe pagina mea de Instagram, acolo Așa. mai fac riluri cu supa de găină. Au foarte mare succes. Am postat ieri, de exemplu, o rețetă de budincă cu macaroane cu brânză dulce și sărată. Cam ce gătesc. Am făcut aseară repede clătite vreo 30 de clătite? Repet, da. 30. Cât ai faci Daniela? Păi 30 de pastru. 30, 30 de clătite, că am zis că poate le bag la cuptor și mai fac ceva astăzi cu ele, o, știi? Așa, dacă tot m-am și lucrez la două tigăi odată. Ca o scurtă paranteză, da. vă rog tare mult să urmăriți pe Laura în rețelele sociale. Eu urmăresc pe Instagram și mi se pare iarăși fabulos că reușești să fii super activ acolo și bravo ție! Mai ești activă în afară de și blogul tău pe Laura? Că o pe probleme, pe blog da, dar cu, ca să spun așa, uite, de exemplu am fost la o lansare de carte și era vorba despre depresia postnatală, că asta e postpartum se numește, al Felicei Simion, cartea și când am un subiect foarte de amploare, așa, pe care Vreau să-l evident că postez pe blog. Dar am și eu o pagină de Facebook, se numește Eu te-am făcut, eu te iubesc. Este o pagină de parenting. Și apropo, mămicilor, tăticilor care uh, vor să, nu știu, să interacționeze mai mult cu oameni care trec prin aceleași poate emoții sau situații ca și uh, ei, găsesc acolo foarte multe topicuri interesante. Eu sunt copleșită. Am dat drumul acestei pagini în urmă cu două luni și jumătate și în momentul de față sunt 80.000 de oameni care 81 au dat de 81 de mii de oameni. 81 de de oameni. Vorbesc trebuie. acolo despre dependențele soților, de exemplu, sunt femei care și-au deschis sufletul și vorbesc despre niște lucruri extrem de intime, cum să facă să n-ajungă la divorță soțul a început să devină agresiv, sau nu știu, au fost înșelate sau au, iată, au ajuns la diferite, nu știu, dependențe pe care le au în ultimul timp și de care soții nu știau, de exemplu, sau ce, ce au pățit copiii, sau au cu tot felul de boli, urcă tot felul de poze. Evident că recomandarea principală este să trimiți copilul la doctor, să nu trimiți soțul la psiholog, să mergeți împreună, dar e foarte important că ele simt acolo ca și cum există niște prietene care te bat pe umăr și te țin de mână acolo strâns și nu te simți singur în situații de criză, ca să spun așa. Și până ajungi tu să-ți faci o programare, E o plasă de salvare această pagină, aș spune eu, și sunt recunoscătoare celor care, care au dat join <laughs> și care sunt acolo și le mulțumesc pentru încredere pentru că această pagină chiar e un proiect, e cel mai recent proiect al meu și e pe sufletul mămincilor. E, și dacă tot am ajuns aici, una dintre întrebările pe care le-am văzut dezbătute în social media e legat de a -ți poza fața copiilor sau nu cum abordezi această situație pentru că mulți dintre părinți aleg în cel mai bun ca să fie un profil. Da. E o alegere personală, aș putea spune. Eu am vorbește avut despre amprenta pe care o las online și care nu mai dispare, Da, sigur, se că, sigur că, 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 că da. Sigur că da. E ai poate să ți folosească fața copiilor în fel și chip. Mi se pare că E foarte discutabil subiectul acesta pentru că am și o perioadă în care simt că vreau să le postez mai mult sau nu. Am perioade, deci nu e o chestie. Dar odată ce le-ai postat, e greu să mai ștergi ceva de acolo, din social media. Adică mi se pare că. sau cam. adică, da, se duc toate pozele alea în internet, mai departe. Um, nu, nu am o părere despre asta, eu respect pe cei care aleg să nu facă asta, evident, dar vreau și eu să fiu respectată dacă aleg să o fac. Adică nu mi se pare că e unul mai presus decât celălalt. Protecția, eu mă refer la energie cumva. Eu mai mult din punctul ăsta de vedere, de exemplu, nu postez copiii foarte mici. Până într-un an n-am postat fetisele decât foarte rar, până n-au devenit formate, ca să spun așa. Mi se pare că există un, o energie generală care se revarsă asupra copilului. Pe de altă parte, în situația mea, mi s-a întâmplat după ce mama n-a mai fost, în, înainte de Crăciun anul trecut, am rămas fără mami. Tot atunci am aflat cu puțin timp înainte că aveam să aduc pe lume cel de-al patrulea copil. Am apucat să-i spun mamei asta. I-am făcut o surpriză și m-am bucurat mult că am avut șansa asta. Dar pe 2 ianuarie, deci mami a, a, murit pe 19 decembrie și pe 2 ianuarie era ziua mea, am plinisem în 42 de ani, cred. Da, exact. 42 de ani. Azi asta cu cred. Păi nu mai țin minte mă cred că acum fac 43 și uh, am postat uh, public uh, că m-am gândit că în un moment de care aveam eu nevoie, în primul rând, să spun că în viața mea se va întâmpla această minune. Și a fost așa un val de energie asupra mea că uh, o bucurie cumva a faptului că oamenii au venit și m-au susținut și au fost lângă mine și m-am simțit extrem de uh, înțeleasă și acolo cu mine, însă o zi după nu m-am mai ridicat din pat. Adică, valul de energie de am fost copleșită. Exact. Hmm. Cred că asta e și la copii. În sensul că dacă eu obișnuiesc cu energia celorlalți oameni care zic, va, ce copii, ce drăguți, ce nu știu ce, din start copiii vor căpăta o barieră energetică și vor putea să, așa mi se pare mie, să gestioneze pe viitor o viață socială mai ușoară. Așa mi se pare mie. Nu știu dacă are sens, da? M are, are, are sens și înțeleg. Acum fiecare dintre noi știe, alegem cumva să, să, să privim lucrurile, dar din punctul meu de vedere are sens. Și mi se pare foarte, foarte interesant cum viața, în cazul tău, a ales să-ți arate exact, să zic, definiția ei. Din păcate ai avut parte de o pierdere și la scurt timp ai avut parte de o minune. Și practic ai dat viață... Mi-e greu să iau așa și nici nu vreau, că se spune că e schimbă, dar nu vreau să cred că... Naști nu. copii mai mulți și mor uh, Am auzit, oameni nu, nu, nu. dragi. Am auzit o chestie mult mai drăguță de a ta. Okay. Uh, cumva și la mine e ceva similar și anume că spiritul celui care pleacă se duce uh, uh, și se uh, și intră practic mm -hmm. în noua viață. Da. Deci cumva cel care a plecat nu a plecat pentru că s-a transferat în noul corp. El, ei sunt oricum în copiii mei, părinții mei care nu mai sunt uh, printre noi sunt în copii, îi văd foarte des, câteodată parcă nici nu vine să cred că nu mai sunt ai mei, pentru că îi regăsesc foarte des în mimică, în mânuțele lor, în felul în care răspund, în foarte multe detalii. De frumos. Dragii mei, eu o să ies așa un pic din zona aceasta, pentru că mă vor cuprinde emoțiile și după care nu o să mai pot să îndeplinesc cu succes am misiunea noastră de om, eu okay, Uite, tu știi că, că eu niciodată nu am, am, această problemă și te profităm pe să Laura plângi? să, să, de, de Laura să o întrebăm. Vorbim și de sentimentele taților de fiecare dată, știi? Și uite, dacă ai menționat mai devreme postpartum și depresiile pe care mamele le întâlnesc sunt și reale și au. sunt mult mai intense, evident. Să știi că și noi tații mai avem episoade de genul. Ți se pare în regulă ca bărbatul, ca tatăl, ca soțul să își arate și partea vulnerabilă? 100%. Și pierde masculinitatea? Nu există așa ceva. Autoritatea? Și... Nu, dar astea sunt uh, aspecte superficiale, dacă poți să judeci așa, să pui ștampilă am, pe ceva atât de important. O transformare în viața de familie este și pentru tatăl, care, în general, la femei, mai mult e, e o chestie emoțională, dar și hormonală. Tații, însă, din rațiunea lor, că ei sunt raționali, în general, bărbații, uh, mi se pare că sunt copleșiți tocmai pentru că responsabilitatea devine mult mai uh, reală și mult mai Grea, greutatea e mult mai uh, grea așa uh, pusă pe umerii lor uh, pentru că și viața lor se schimbă și de multe ori ei nu-și mai găsesc uh, cu adevărat locul lângă soție pentru că ea e mamă, vezi, doamne, nu? E mamă, mama, mama lui care aduce pe lume copilul și totul în jurul mamei iar el mi se pare că e dat la o parte și trebuie înțeles uh, că se poate să ajungă să nu-și mai găsească drumul spre casă și de multe ori, pentru că femeia știe tot Că noi asta este, nene, că noi le știm pe toate. Eu aș sfătui mamele să, să lase loc și taților în viețile copiilor când sunt foarte mici. Pentru că după aceea tot noi ne plângem la un an că nu ne ajută cu nimic, dar ei, ei nu mai regăsesc nimic la un an din ce au lăsat, știi? Pentru că, în general, mamele știu tot, ele fac tot, n-au nevoie de ajutor. Noi știu că noi suntem super oameni, dar bărbații au nevoie să se simtă utili și importanți. Și cred că asta e o lecție pe care am învățat-o destul de repede și eu. Dar și Cosmin e un bărbat care nu se lasă, adică el nu <gură> nu e genul că am luat copilul eu și știu doar eu ce să fac cu el. Și el a luat copilul și și el știe ce să facă cu deci, copilul. Deci, cu alte cuvinte, nu crezi că dacă i-ai dat un copil în brațe, el l-a scăpat și l-a spart și ce i-a făcut? Deci Nu, nu faci parte și din plus categoria că asta nu, de mame. nu minimizez absolut deloc din ce face el. Ba mai mult, îl încurajez pentru că am nevoie de el. Am nevoie de el foarte mult, de Cosmin și în viețile copiilor ei au nevoie de el și e foarte foarte prezent a schimbat scutece din prima secundă a eu alăptam el stătea nopțile cu copilul să scoată aerul mai mult decât alăptam eu și da, cred că e foarte important să nu-i gonim de lângă noi, să nu ne comportăm ca niște văduve negre, pentru că de foarte mult prietenele mele chiar așa se comportau și vedeam asta și eram și recunosc că atunci când eu am devenit mamă, am avut și o tendința asta. Cred că e o chestie instinctivă, adică nu o gândim prea mult, dar dacă uite, sunt oameni ca mine care îți sună acum în ureche, poate ar fi bine să faci așa un pas înapoi și să-i dai și tatălui cea lui este pentru prima dată când simt cumva și pot face un exercițiu, tu știi despre ce este vorba, că ești tată de fată, ce ar însemna să fii tată de fată? Pe măsură ce vorbeai, pe măsură ce ne povesteai de implicarea lui Cosmin și mai devreme ne-ai spus că el le culcă pe fete, îmi dau seama de diferența de dinamică dintre relația fică tată băiat tată. Eu, de exemplu, acum în perioada aceasta am o problemă reală cu al meu băiat pentru că nu vrea să îl mai culc. De câteva săptămâni, luni, numai cu mama. Exclusiv. Și plânge și mă împinge. Pleacă tata, pleacă de Dar aici, du te... Este ceva normal. Adică copiii, culmea este că e sigur pe tine. Știi, nu? Că de fapt de asta, teoretic, că e sigur că tu ești acolo. Ja. Are nevoie mai mult de mamă în momentul ăla. La mamă e ceva. Între el și mamă e ceva. Nu e între tine și el. Aha. Eu credeam că e vorba de fată, nu, 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 tu stai tată stai bine, și nu, la asta nu, mă gândeam. Nu, dinde. nu, nu, nu. Dacă vrei facem nu. o discuție despre a fi tată a, a. de fată separat. Iar eu îmi făceam griji că am plecat de câteva perioade aceasta cu bă, activitatea profesională, m a mai dus departe de casă, cât o noapte, nu mai mult, și mă gândeam că am mai lipsit în ultima perioadă și din cauza asta cumva s-a îndepărtat de mine. Mă de că mine problema. Sunt perioade oricum și copiii au o dinamică fantastică în preferințe și nu are niciun sens să-ți capul și eu nu cred în asta că faci mai mulți copii pentru că vrei neapărat să ai băiat în cazul meu. Noi ne-am dorit copiii pe care îi avem așa cum au venit și cum sunt și gata. Și gata? <laughs> și gata, zic. Da. Să știi că mai zis gata și altă dată, ca idee. Uh, și nu cred că seamănă mai mult cu, sau în fine, fetele -s cu tații și băieții cu mamele. Sincer îți spun asta. Ok, mă bucur să aud asta. Laura, vreau să te mai întreb, cum consider că ar trebui abordată în cazul tău relația cu piilor, încă e timpurie și la tine, relația, timpuri, uh, relația cu piilor cu tehnologia, apropo de social media, ce am ce am menționat mai devreme, da? Gândește-te că fetele tale, prin perspectiva ta, vor fi întotdeauna cumva sub lumina reflectoarelor și probabil vor avea parte și de un număr destul de mare de oameni care le vor urmări. Ai gândit cum vei introduce, dacă vei introduce, dacă vei seta o limită, apropo, când le vei lăsa să interacționeze cu rețele sociale și așa mai departe? Și aici mi se pare că e o dinamică uriașă. Momentan, Rita are șase ani, da? Și nu îmi fac probleme pentru următorii ani uh, și nu are sens să mi bat capul acum ce, cu ceva ce oricum se va schimba atât de mult în ani de zile. Uh, peste când vor copii social media? La 12-13 ani? Nu bănuiesc. Cam Nu cred, cred nu? că mult mai repede. Mai repede? Da. Social media ne referim că să aibă paginile lor pe care să da. le... Da. A, nu știu, nu nu, nu nu se pune problema de nu așa acolo ceva. Încă, uite. Uh, uh, de nu e ce uite. sunt ce acolo, multe, spun da. și de ce uh, am avut un podcast de părinți uh, se numește, pe care l-am uh, uh, prezentat în urmă cu câteva luni, în fine, și m-am întâlnit acolo cu diversi specialiști în domeniu, printre care o, o, o tipă care îmi povestea despre social media la copii și că nu dau părinții, nu le dau voie copiilor, și ei se duc la școală, și au telefonul colegului, își fac pagină la colegul pe telefon și practic ei iau parte de social media la școală. Uh, e foarte delicat uh, subiectul acesta pentru că nu înțeleg cum ajung copiii cu telefon la școală și de ce li se permite. Ok, înțeleg, dacă ai un ceas în care să, te poți, să poți să monitorizezi cumva un copil care merge singur acasă și să poți să afli de copil unde este într-un anumit moment, să zicem, evident copilul trebuie să știe că este monitorizat și uite, mami e cu tine și te urmărește sau tata sau ai nou Nu știu, încă nu sunt acolo. Sunt convinsă că până voi ajunge acolo ca să se mai tata. schimbă lucruri. O mai așteaptă doi ani. Aia Așteaptă 2 da. ani. Păi, da, aștept. Așa, din astăzi, dacă mă întreb, eu nu sunt de acord, pentru că e ca și viața sexuală, știi? Adică nu înțelegi nimic din ea dacă e prea devreme, nu? Trebuie să aștept să te coci un pic, să înțelegi și tu ceva ce ți se întâmplă, și apoi n-ai decât că experiența asta pe social media o vei avea foarte mulți ani de acum încolo sau poate o să dispară. Ajungi... Cea mai mare problemă pe care o să o întâlnești, fără voia ta până la urmă, e momentul ăla în care într-un loc mai mult sau mai puțin public sau nu știu, atunci când copilele tale se întâmplă să fie cu alte copile lângă, una a scos telefonul și începe să se uite pe ceva. Că e YouTube Shorts, că este TikTok, că e ceva în sensul ăsta și ea va fi captivată de ce se întâmplă acolo poate că nu-ți cere când va ajunge acasă, dar cu siguranță se va uita și va rămâne cu ceva de acolo. Pentru că al meu băiat este în situația în care vine și îmi spune tati, am văzut, nu mi-a plăcut, nu am nicio impresie vis-a-vis -vis de chestia asta. Și zic, și îmi spui pentru că vrei sau de ce îmi spui asta? Nu, doar ca să știi că am văzut și să știi despre ce este vorba. Deci nu are, da. dar cu toate astea este în contact dar și își o impresie. Că, um, bun. Eu în cazul meu, în cazul nostru este că am avem mare, marele noroc, să avem un anturaj apropiat de oameni care nu au astfel de obiceiuri e foarte importantă obiceiul părintelui de a cu cine mergi la masă, cu cine stai, cu cine petrești timpul și cum sunt copiii aceia. Eu, lângă mine, nu am decât părinți care nu au telefoane mobile date copiilor și tablete și stau la masă. Noi mergem la restaurant, ne gestionăm foarte bine copiii, cât ne gestionăm la masă, apoi n-au decât să duc afară să joace. Deci, cred că, în primul rând, de la noi pornește asta. Da, da, da. Bula asta în care trăiești în momentul de față, da, e clar. Dar se va mări bula. Asta încerc Da, să sunt să convinsă să că, că se va da, da, oh, cred că nu o să fiu pregătită, dar încet, încet, e normal să știe că există social media, e normal să știe pentru că mă văd pe mine, mă văd că sunt cu telefonul în mână, e normal că dacă tu nu vrei ceva, să nu faci. Dar treptat, treptat, cred că trebuie oricum controlată treaba asta, adică nu dat așa, free. Îmi place ce fel de mamă ești, <laughs> Ca și mulțumesc. concluzie din partea mea. Mulțumesc Concluzia vă. lui Daniel este una foarte frumoasă. Concluzia mea, Daniel, știi că e mult mai complicată, pentru că așa sunt Toma și eu. Așa funcționează și creierul meu. În primul rând, Laura, vreau să-ți mulțumim foarte mult pentru mulțumesc că ai fost mult. alături de noi. Vă mulțumesc încă o dată, vă spun, pe 18 octombrie, în toate cinematografele, găsiți Retreat la Vama Veche super comedie romantică. Mă găsiți în Ghici cine te sună la Teatrul Elisabeta, un spectacol, o comedie savuroasă, în regia Taniei Popa. Evident, pe grupul de Parenting eu te-am făcut, eu te iubesc, cu tot felul de topicuri interesante și pe paginile mele Instagram și Facebook. Unde vă rog tare mult să o urmăriți pe Laura pentru că are mult, mult conținut foarte fain și uite că se poate, cumva aceasta este ideea cu care eu rămân în urma întâlnirii noastre cu Laura, se poate să ai o familie frumoasă, se poate să ai patru copii, se poate să nu renunți la pasiunile tale, la viața ta profesională și în același timp să ai și energie să îți dedici iubirea acolo unde este cel mai important, și anume în familie. Așa că pentru mine întâlnirea cu Laura este precum un îndemn, după cele 40 de minute rămân așa cu, rămân așa să zic, cu un avans, dacă pot să mă exprim așa, și realizez că lucrurile pot fi gestionate, ține doar de noi cum vom face treaba aceasta. Mai zic și eu așa, după germană, engleză, zic și eu. Si se de la tați în si aer! <laughs> rămânem pe frecvențele Europa FM pentru cea de-a doua oră. Dacă ne-ați urmărit pe YouTube, vă mulțumim tare mult. Ne vom revedea săptămâna viitoare, tot de la ora 12. Rămânem cu Tați în aer, rămânem cu Europa FM. Tați în aer! Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu. La Europa FM!